Astăzi a avut loc în municipiul Drobeta Turnu-Severin un accident pe strada Iuliu Maniu, la intersecția cu strada Chiselev, soldat cu victime omenești. Polițiștii s-au deplasat la fața locului din cadrul biroului rutier, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că o femeie de 27 de ani din localitatea Săcelu, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism pe strada Chiselev la intersecția cu strada Iuliu Maniu, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani din comuna Șișești. La data de 24 mai anul curent, ora 10:50, pe strada Iuliu Maniu, la intersecția cu strada Chiselev, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că o femeie de 27 de ani din localitatea Săcelu, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism pe strada Chiselev, la intersecția cu strada Iuliu Maniu, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani din comuna Șișești. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto, care a primit îngrijiri medicale la fața locului. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.